Și crezi că o să fie suficient? Da, și acum, uite, chiar înregistrează de acum. Și putem să spunem prietenilor noștri, bună ziua! O să mai spunem și peste câteva minute. Bună ziua! Da. Aici pe Facebook arată că începem 20 de secunde live-ul. 19, 18. Ah, ce bine! La 6 și jumătate. Da. Foarte bine, ne exersăm talentele de... Se aude acum, oare, pe Facebook? În 4 secunde, 3, 2, 1, acum probabil. Ok, deci practic suntem live pe Facebook. Noi le dorim prietenilor noștri o seară frumoasă în compania noastră. Ne bucurăm că suntem aici și suntem onorați că suntem cu prietenii noștri de la aplicația Telescope, cu doamna profesoară Monica Mocanu, pe care o las în continuare să preia tot ce se întâmplă, tot ce se va întâmpla, și îi doresc succes în seara asta. Mulțumesc! Bună seara! Să sperăm că internetul și conexiunea și spațiul ne vor fi favorabile. Bună seara tuturor! O să ne mai adunăm câțiva în următoarele minute. Sunt Monica Mocanu, așa cum a spus Doina, și sunt profesoară în Buzău. Iar în seara asta am plăcerea să avem o conversație cu câțiva colegi și să vă prezint beneficiile, să zicem, și felul în care funcționează aplicația de feedback telescop. Vor intra în curând și colegii mei. Aici, cumva, în secțiunea de Zoom suntem acum împreună cu trei colegi și cumva sunt în ordinea în care i-am și cunoscut. Diana este profesoară, Andrei la fel, Liliana este director și Doru este, eram să zic, binecunoscutul profesor de la Galați. V-am spus pe numele mici, când vor intra și ceilalți domn director, o să încep și cu formulările mai sobre. Scopul întâlnirii de astăzi, care ar trebui să dureze o oră și jumătate, ar fi să avem mai întâi o discuție din perspectiva utilizatorilor, adică a profesorilor și directorilor care au încercat în școlile lor aplicația, și să vorbim și despre kitul de feedback pe care aplicația l-a construit în ultimele săptămâni. Mai întâi o să încep cu Diana. E un mic interviu așa de start. Cu tine cred că am vorbit printre primele, a fost printre primii profesori cu care am vorbit. Am și avut niște conversații telefonice acum câteva luni și te-aș invita să-mi spui cum este să folosești aplicația și cum... dacă s-a schimbat ceva sau nu în felul în care arată relația cu elevii tăi. Discuțiile o să fie destul de rapide și o să meargă așa între noi. Da, eu am descoperit aplicația Telescop, după cum spuneai, acum câteva luni. Nici nu mai rețin unde, dar mă bucur foarte mult că am găsit-o. Am început să o aplic la elevii cu care lucrez, elevii de gimnaziu. Eu sunt profesor de limba engleză la școala gimnazială Vulcan din județul Brașov și am aplicat acel formular de autonomie în învățare și formularul care se aplică la sfârșit de oră și am fost foarte plăcut surprinsă de reacția elevilor. Am aplicat aceste formulare când eram în online, dar acum că ne-am întors, cu siguranță o să le aplic și live și o să pot să văd reacția lor mult mai bine. Au fost foarte încântați, în primul rând, de faptul că li se cere părerea.
Asta a contat foarte mult pentru ei și cred că m-a ajutat și pe mine să mă apropii mai mult de ei. Pe lângă toate beneficiile constructive pe care mi le-au dat, pentru că nu toate răspunsurile au fost pozitive, să zic, unii mi-au spus că ar vrea să fie ora mai nu știu cum, mai... Iar asta m-a ajutat foarte mult să văd din perspectiva lor ce și-ar dori sau cum văd ei ora mea și m-a ajutat să construiesc lecțiile mai pe sufletul lor, să zic așa, și răspunsurile au fost diferite la fiecare clasă, având mai multe clase de același nivel. Fiecare dintre ei mi-au spus altceva și asta îmi demonstrează că fiecare vede altfel lucrurile și m-a ajutat foarte mult să înțeleg cum să mă apropii de ei mai mult. Deci a fost foarte, foarte util, pe lângă faptul că este foarte rapid, foarte ușor de folosit, ceea ce este iară foarte ok, nu trebuie să intri, să descarci, să... Asta ne-a ajutat din nou foarte mult. Deci eu sunt foarte, foarte încântată, sunt fanul numărul 1, după cum știi, Monica, al acestei aplicații și cu siguranță voi folosi cu mult drag în continuare. Și vă felicit pentru toată munca, mi se pare ceva extraordinar, sunt convinsă că nu a fost ușor ce ați făcut, dar ați realizat ceva minunat și care va aduce schimbări, o să vedeți, sunt convinsă, în bine. O să ne mai întâlnim, îți mulțumesc pentru... Mulțumesc și eu. Ne amintesc că ne-ai și atras la un moment dat atenția că unul dintre formulare nu mergea tocmai bine și atunci da. Ne-a și ajutat cumva, fiindcă noi, din perspectiva de constructori de aplicație, uneori nu verificăm toate etapele și în perioada într-adevăr făceam niște probe și perspectiva ta, ne-ai sunat și ne-ai spus nu merge formularul acela. Da. Mulțumim și că ești în seara aceasta cu noi. Cu mult drag. Bună seara, doamna Cristina Sultan. Bună seara. Bine ați venit. Cred că am vorbit, ne-am văzut parcă la întâlnirea trecută. Ieri, am înțeles. Bună seara, doamna Ivanel. Andrei, te las puțin, fiindcă aș vrea... Doru, ești gazda noastră. Spune-mi, te rog, dacă am început bine sau dacă trebuia să facem altfel. Aici. Perfect. Da. Văd că oricum v-ați descurcat, adică gazda a venit după. Da, da, da. Înainte de a veni tu, vreau să spun că nu suntem așa niște celebrități în acest Zoom. Acum nu mai pot spune asta. Sunt oamenii cei mai importanți din educație, după părerea mea aici, și anume profesorii, directorii. Și o să comentez la un moment dat și despre faptul că la un moment dat o să ne întâlnim și cu cealaltă parte, și anume elevii și părinții, dar acum discutăm așa în această echipă. Monica, eu am un crez, știi, de câte ori mi se pare că sunt cunoscut, mă uit la câte din astea, câți followers are Dani Mocanu și mă liniștesc, știi? Adică nu, nu e cazul. Suntem noi între noi, profi, colegi. Eu, din păcate, nu voi putea sta foarte mult pentru că am un curs în derulare chiar acum. Mi-am lăsat cursanții singuri în clasa virtuală și mă gândesc să nu facă cine știe ce pe acolo. Dar mă bucur că am ocazia să vă văd și să vă revăd pe unii. Salut, Andrei! Și sunt convins că o să fie cât se poate de util, plăcut și frumos. Telescop chiar e ceva, ca să zicem așa. Și așa cum mă potolesc uitându-mă totdeauna la cei care au milioane de followers, nu ca de-al de noi, tot așa, când mi se pare că am făcut ceva bun anul ăsta, mă gândesc la Monica și la telescop și mă liniștești din punctul ăsta de vedere. Nu, telescop chiar e extraordinar și mulțumim mult, Monica. Și colegilor mei, mulțumim, Doru. Te lăsăm să te întorci la cursanții tăi care cu siguranță de-abia așteaptă să te revadă. Noi o să fim aici o oră și jumătate și mi-am adus aminte că ar fi bine să spun care sunt obiectivele întâlnirii. Am spus un pic la început, dar acum poate suntem un pic mai mulți. Dacă mai îmi dai voi un singur lucru să spun, Monica, și după aia plec, promit. Dacă tot am pomenit cursurile mele de la CCD Galați, aș putea să anunț și că mă pregătesc să încep cu grupe noi în curând, așa că dacă domnii și doamnele și domnii directori
au profesori interesați, îi aștept sau sunt chiar dânși interesați, îi aștept cu un mail la castean.doru@ccdgl.ro sau pe site-ul nostru de la CCD Galați. Mulțumesc mult! N-am putut să rezist tentație, dar am face asta, asta pentru că ții la audiența noastră, știm asta. Mersi mult! Mulțumim! Servus, succes! Bun venit, doamna director! Să știți că experiența asta de discuție mă face să întâlnesc foarte mulți oameni, nici cu doamna Sultan, nici cu doamna director, doamna director de la Murgoci, am zis bine? Nu vă auzim. Mihaela Giurcă, de la Murgoci Brăila. Ce? Am vorbit la telefon astăzi. Da, da, da. Așa. Nu mi-arată numele și nu ne-am văzut niciodată și m-am gândit că sunteți dumneavoastră. Doamna Sultan, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și o să trecem puțin în revistă toți oaspeții noștri. Da, mă numesc Sultan Cristina, sunt director al Liceului Tehnologic Anghel Saligny din Tulcea. Ok. Doamna Ivanel? Bună ziua! Liliana Ivanel sunt, director al unei școli mici din județul Buzău, fostă colegă de cancelarie cu doamna Monica Mocanu, la care întotdeauna am fost atentă, pentru că tot ce face fosta mea colegă de cancelarie este minunat. De aceea, în sfârșit, dacă mă lăsați să mai vorbesc sau doar să mă prezint, nu știu. Acum este atât. Cine știe ce mai spuneți despre prietenia noastră? Nu mai spun, nu vă mai laud, gata, dar sunt farul numărul 2. Cineva era farul numărul 1, să fiu eu numărul 2. Bine, mulțumesc. Succes! Doamna director de la Colegiul Național Murgoci. Da, Mihaela Giurcă, profesor de matematică, motiv pentru care am intrat în legătură cu dumneavoastră prin intermediul domnișoarei Ana Coman. Sper să reușesc să implementez acele instrumente în cancelarea de la Murgoci. Așa cum am discutat și la telefon, e o cancelarie puțin mai bătrână. Nu vreau să jignesc colegii, dar mă rog, să zicem că au multă experiență și sunt refractar la tot ce ține de digitalizarea aceasta. Dar mie personal mi-au plăcut instrumentele, ceea ce mi-ați transmis dumneavoastră și sper să reușesc să convin și colegii să aplice la clasă. O să discutăm. Sunt, ca să fiu așa în asentimentul tuturor, sunt directoarea celui mai tare colegiu din Brăila. Așa. Aici suntem la Galați, am impresia că suntem... Eu știu, da, am zis din Brăila. Da, 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 este o zonă minată, dacă am înțeles. Și la Galați s-a auzit că Murgoci e cel mai tare în Brăila. Așa, mulțumim. Din păcate nu o să stau foarte mult la întâlnire, că v-am spus că sunt angrenată și în alte activități, dar marți, miercuri promit că o să-mi fac timp să particip la acele sesiuni ca să aflu și mai multe de la dumneavoastră, împreună cu câțiva colegi. O să vă rog să mai rămâneți un pic, fiindcă o să am acțiune pentru toate doamnele directoare. Bine ați venit, doamna director Mihailescu, dar până când o să vă invit, Andrei, te rog să spui două vorbe despre tine. Tu nu ești director, din câte știu, de școală. Bună seara, da, nu sunt director, sunt profesor de matematică și mă bucur să fiu în seara aceasta aici. Ok, să înțeleg, știu că ai utilizat un pic aplicația, pentru că mi-ai spus că te-ai gândit la prima întrebare și că te-a invitat să spui niște răspunsuri, deci știu măcar asta despre tine. Eu am descoperit telescop pe Facebook chiar într-o zi în care dădusem la o clasă un formular de feedback în form, făcut de mine, și primul gând a fost, păi, dar de ce aș avea eu nevoie de aplicația asta, că îmi fac eu singur formularele. Și apoi am citit și două lucruri mi-au plăcut. Unu, faptul că în viață trebuie să te duci la oamenii care se pricep la lucruri și feedback-ul e o artă și atunci trebuie să te duci la oameni care cumva au învățat să facă lucrurile astea mai bine și m-am uitat pe formulare și mi-am dat seama că stai, că nu e atât de simplu să ceri feedback, inclusiv de la elevi. Asta unul la mână. Și doi la mână, am înțeles faptul că e important să urmărești și cumva unitar și poți să faci asta și împreună cu alți colegi, și la nivel de școală și așa mai departe. Și de atunci am început și eu să folosesc telescop.
Și ce aș mai vrea să subliniez este că tot prin folosirea aplicației, cumva mi-am dat seama că îmi pot seta și obiectivele mai bine. Adică... Pe tine te-am lăsat, am respirat un pic și te-am lăsat să vorbești și... M-am dus unde nu trebuie, nu? Bun venit, Constantin. Deja ne-am echilibrat puțin din punct de vedere al doamne. Suntem așa un pic mai... Cam cum este o cancelarie, dacă ne uităm un pic colț, cam 20% domn și 20% doamne. Bun venit, doamna Mihailescu. Ce faceți? Să deschideți un pic microfonul. Ok. Până când deschide doamna Mihailescu microfonul, o să vă spun că dânsa este unul dintre... A fost, conversația cu dumneavoastră a fost una dintre cele mai confortabile, pentru că mi-a spus că, datorită studiului sociologiei, am putut să aducem, să avem niște puncte comune legate de felul în care arată anumite nuanțe ale unor întrebări și ale unor rezultate. Bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră. Și mă bucur că, iată, telescop ar putea fi folosit la nivel național. Deocamdată îl folosim în școlile noastre. Da, e un lucru extraordinar. Eu sunt convinsă că se va folosi la nivel național. Ok, o să revin imediat. Avem aici 1, 2, 3, 4 directori, 2 profesori din România și Constantin, care pe în Germania. Constantin, bun venit! Ai un fond roșu în spate, la fel de... L-ai pus fondul care este fondul meu preferat, am mai discutat despre asta. Cum e la tine? Cum ești? Bine, bine, tocmai am ieșit, că nici l-au terminat, de la o discuție în un grup de la SPAE, care lucrează pe unitate de învățare de matematică de clasa 5-a. Tocmai am avut discuții despre competențe. Eu sunt acum pe valul de competențele astea specifice, cum le evaluez, și mai am și mâine o întâlnire cu directorii de la AVE. Deci sunt așa, pe valul de competențe specifice. Acum că am și 2 zile libera și... Am înțeles. Mă bucur că ești cu noi. Mulțumim că o să te invit cumva în partea a doua să intervii și în funcție de cum arată. Am venit să ascult. Da, da. Okay. Doina, eu o să fiu... Întâlnirea noastră este un pic mai restrânsă pe Zoom. O să am nevoie să pună unul dintre voi link-ul la telescop pe telescop.ro pe chat-ul de la Facebook. Sigur, o să-l trec eu acum. Așa, și o să îmi pun și eu telefonul ca să văd dacă apar anumite întrebări acolo. Deja suntem... Mi-am alocat prima parte a întâlnirii noastre discuției cu colegi directori care au aflat despre acest kit al nostru, urmând ca imediat, peste câteva minute, să facem și un exercițiu de ce înseamnă, de fapt, aplicația aceasta și felul în care un profesor o poate folosi la clasă, poate prelua aproape instantaneu feedback-ul elevilor săi, și apoi felul în care o școală poate să-și măsoare, poate să vadă cultura organizațională și starea de bine a elevilor. M-a întrebat cineva, așa cum au apărut și aici discuțiile, bun, dar ce aduce nou genul acesta de aplicație? Poate că primele lucruri care ar putea fi spuse ar fi faptul că oferă un serviciu rapid, în siguranță, care poate genera, bine folosit, o creștere semnificativă a actului de învățare. Și acum aș avea o întrebare pentru doamnele directoare. Dacă le-a fost greu să vorbească colegilor din cancelarie despre faptul că avem la dispoziție o aplicație pe care o pot folosi pentru a obține feedback-ul elevilor, pentru că percepția multora din societate este că această chestiune a feedback-ului este un pic delicată. Dacă v-a fost greu să vorbiți, doamna director de Giurcă ne-a spus un pic la început, o să încep cu doamna Sultan. Da, am redescoperit această aplicație, cred că faceți o treabă foarte bună. Am folosit aplicația ca profesor
mai de mult și aveați câteva formulare. Da. Și acum am văzut că sunt mult mai multe, mai diverse și m-ați atras ieri cu acele formulare pentru ca director, pentru... E destul de greu pentru mine să aflu părerea elevilor și chiar mă interesează pentru că noi avem o școală destul de complexă, avem de la grădiniță până la școala de maiștri și cămin și chiar consider că e un lucru foarte bun să cunoști starea lor de spirit, a elevilor, a părinților și cred că o să-mi folosească foarte mult mie ca... Da. Practic, ați simțit ca profesor utilitatea și acum cumva s-a ridicat nivelul în poziția de director. Da. Chiar ieri una dintre colege spunea ceva de formularea întrebărilor, că știi ce vrei să afli, dar nu ești sigur dacă întotdeauna formulezi bine întrebarea ca să obții răspunsul dorit. Iar faptul că întrebările sunt create și de cadre didactice și de psihologi și aveți o echipă și programatori și mi se pare, îmi dă încredere. Ne bucurăm. Cu siguranță o să ținem legătura și o să putem să... Vă spuneam că voi prezenta colegilor mei în primul consiliu aplicația. Da, așa. Chiar o să le dau să vadă cum este. Noi folosim chestionare, Google Form. Și nu cred că va fi prea greu pentru colegii mei, dar asta mi se pare un lucru bun, că sunt făcute deja și sunt făcute de profesioniști și ai încredere și... Ele pot să fie și îmbunătățite. Abia aștept să... Ele tot timpul pot fi îmbunătățite, ne gândim cum aș... Sigur că da, adică nu este nimic perfect. Așa cum o faceți, este... o aplicație în continuă dezvoltare și vă felicit. Mulțumim. Și mulțumim pentru această oportunitate. Mulțumesc și eu. Doamna director Giurca, o să vă iau acum pentru că știu că nu puteți să stați foarte mult. Eu am procedat puțin altfel. Da. Întâi am prezentat membrilor Consiliului de Administrație, că mi s-a părut normal... persoanele care conduc o școală să iau o decizie. În Consiliu, evident că au participat și reprezentanții părinților care au zis din prima, da, suntem de acord, pentru că și dumnealor sunt interesați un pic de feedback-ul respectiv. Adică nu toți elevii sunt deschiși așa față de părinți și poate n-au curajul să spună exact ce se întâmplă la finalul unei evaluări sau la finalul unui semestru. După care, luând decizia în Consiliul de Administrație, mi-a fost mai ușor să le spun colegilor. N-am vrut să sune putenta aceea de impunere, dar un 10% a fost și impunere. Le-am explicat că eu mi-am făcut contul, sunt de vorbă cu dumneavoastră la telefon, deci nu e complicat să intri pe platformă, să scrii o adresă de e-mail și să tastezi acolo o parolă. Și urmează de săptămâna viitoare să-i bombardez așa cu mail-uri și cu întrebări. Care sunt persoanele care și-au făcut contul și care e numărul lor, ca să putem să intrăm și în posesia kitului respectiv. Eu sunt convinsă că vor fi, adică avem o catedră de informatică puternică și ei o să fie primii. După aceea, profesori de limbi străine, spre uimirea mea, au fost tot așa deschiși. Mai puțin cei de matematică, dar o să reușesc să-i conving și pe cei de matematică, că sunt colegii mei, și zic că o să fie în regulă, dar cred că dificil va, cred că o să aplice exact după o evaluare. Și când o să aibă un feedback din partea elevilor, și dacă mai este și pozitiv, e perfect, atunci vor fi încântați. O să discutăm chiar acum, imediat, după ce... Sau mă întreb, poate că ar fi o idee bună chiar acum să
Să arătăm puțin vizionatorilor noștri formularul de evaluare, după evaluare, ca să îi implicăm puțin și pe colegii din online. Doamna Mihelescu, mai puteți să mai rămâneți un pic, da? Nu alergați undeva. Super. Atunci și... Vă rog. Zic sigur, rămân. Mulțumesc. Doamna director de la Colegiul Murgoci și în general toate doamne și domnii director care ne urmăresc, să știți că vă putem fi sprijin prin intermediul acestui agreement, acestui acord de a utiliza acest kit, vă putem fi sprijin în etapele următoare și pentru a răspunde la întrebări, pentru a indica anumite recomandări, pentru a mai relaxa puțin presiunea și pentru a vedea și partea spectaculos pozitivă, ca să spun așa, sau foarte... E cumva o cutiuță cu surprize acest kit și are și părți bune. Este surprinzător că aproape toate discuțiile care sunt inițiate pe ideea acestui feedback, prima dată vin cu opinii mai degrabă încordate. Ce primim când deschidem cutiuța? Permiteți-mi să facem... Bună seara, doamna Borbe! Punem ceasul după dumneavoastră. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Laura este colega mea din echipă. O să mai vină și încă un coleg de-al meu. Am ajuns, Laura, îți fac cunoștință cu colegii director și profesori care utilizează sau care sunt în curs de utilizare în cancelariile lor și tocmai făceam o pauză între dialogul cu domnii director, cu doamnei directoare, de fapt, avem și doi domni, pentru a invita pe cei care ne văd să completăm un formular, să le arăt și după aceea revenim cu discuția. Și o să, okay. a venit vorba de formularul de după evaluare și o să fac apel acum la internetul meu, care astăzi a fost un pic mai stâlcit decât de obicei și o să vă prezint un share screen pe ecranul meu. Astăzi chiar mă uitam că am prezentat colegilor mei de cancelarie kitul de feedback și am avut cele mai mari emoții din toate prezentările pe care am făcut în toate întâlnirile din ultimele săptămâni și mă gândesc dacă este în regulă să fie așa, dar probabil că da. Imediat. Acum e tot în regulă. Se pare că astăzi am niște probleme cu internetul, nu este doar... Încerc aici să dau un share screen și acum ar trebui să meargă. Ia să vedem. Ok. Să-mi spuneți, vă rog, dacă e totul în regulă, din punct de vedere... Se vede ecranul meu? Sau nu se vede? Se vede. Ok, mulțumesc că v-am spus niște surprize astăzi cu e-mail-ul, cu internetul. Aceasta e pagina de aplicație, ea poate fi studiată în detaliu, sunt aici tot felul de cuvinte frumoase și încurajatoare legate de faptul că feedback-ul este preluat anonim, elevii noștri nu își dau niciun fel de date, trebuie să aibă doar telefon cu internet și asta în acest moment se întâmplă cu majoritatea elevilor noștri. Aici este contul meu. Puteți vedea și metodologia, aici sunt formularele mele, pe care doar eu le văd, în calitate de profesor, dar acum permiteți-mi să vă arăt, pentru că această sesiune am dedicat-o informării celor care poate nu pot să participe la toate sesiunile, poate sunt ocupați și care poate pot urmări și post-eveniment această întâlnire. Acestea sunt formularele de feedback ale unui profesor. Ele sunt 7 în acest moment și sunt în contul fiecare dintre dumneavoastră. Dacă acum ne priviți online, puteți să dați www.telescop.ro și să vă faceți cont în câteva zeci de secunde și o să facem o probă ca să începem din prima
cu un formular mai scurt. O să vă, aici sunt unul la final de semestru și 4 formulare finale mai scurte de final de capitol, după evaluare, la final de an și la final de oră. Ele sunt generabile atât din telefonul nostru, cât și din pagina de web pe care o vedeți aici, pe laptopul meu. Se poate vorbi ore întregi despre cum arată și care a fost metodologia prin care noi am făcut niște pilotări, le-am testat pe niște clase, le-am îmbunătățit. Ele sunt în acest moment funcționale de 2 ani de zile, primele dintre ele. Acesta, de exemplu, despre autonomie, despre care vorbea Diana, este mai proaspăt. Și ce a adus nou în ultimele luni, de când mult mai mult profesori și-au făcut cont, este că elevii pot să tasteze răspunsuri deschise la cele cu 8 întrebări. Aș vrea să generez un formular, și anume formularul de final de după o evaluare, după o testare, și o să facem în felul următor. Am dat click pe formular nou, conferință CCD, și o să-l iau de aici. Deja de când suntem atât de digitalizați, selectarea unui formular nu cred că reprezintă o problemă. Să-l iau exact pe acesta. Formular după evaluare. Îl setez să fie funcțional 30 de minute. L-am creat și acum în computerul fiecăruia dintre dumneavoastră apare exact ce vedeți pe ecran. Și anume s-a generat un formular, îl copiez. Dacă îl distribuiți de pe laptop, va trebui să-l mai introduceți odată într-un tab nou. Această operație suplimentară, am devenit deja pretențioși cu timpul nostru, nu mai trebuie făcută în momentul în care folosiți aplicația de pe mobil. Și acum eu o să-l copiez și o să vă invit, dumneavoastră sunteți elevii mei, acum virtuali, și o să vă invit, o să dau stop share, o să-l pun aici în chat și... Și o să vă rog să-l completați. Durează foarte puțin. O secundă, să găsesc chat-ul. Și cred că o să-l pun și pe pagina de Facebook imediat. O să-l pun eu sau îl poți prelua tu, Doina? Îl iau eu. Încerc să-l preiau din chat. Hai să vedem. Vă invit să-l completați, stimați colegi care ne urmăriți. Da. O să mă uit imediat, o să încerc și eu să-l pun. Dacă sunt colegi care ne urmăresc, are doar 5 întrebări și o să vă invit să îl completați ca și cum ați fi... L-ai preluat, da? Ca și cum ați fi un elev după ce ați dat un test în la ultima oră. Nu știu dacă am... Completați-l cumva... imaginându-vă că l-ați dat la finalul ultimei testări. Ia să vedem. E cumva un joc, e un joc de rol. Exercițiul, o să te rog să-l pui. Deja sunt câteva răspunsuri. Ok, mai așteptăm puțin. L-ai pus pe pagină, da? Da, da. Da. E regulă. Ok. Sunt câteva răspunsuri și o să ne uităm imediat la felul în care arată și vizualizarea lor tot din contul nostru. Ok. Sunt 13 răspunsuri. Mai așteptăm un pic, dar nu foarte mult. L-am ales pe acesta pentru că este mai scurt și durează mai puțin. Ok, 15 răspunsuri. Ați fost niște elevi care ați răspuns rapid. Ok. Haideți să vedem. 17 răspunsuri. O să mai urmeze probabil și alte completări, dar ne uităm ca să câștigăm un pic de timp la felul în care arată. Deci în contul fiecăruia dintre dumneavoastră, doar dumneavoastră le vedeți, nu le vede altcineva. Și le arată în felul următor. La o primă privire sunt procentele cele mai mari ale răspunsurilor și ne uităm la prima dintre ele, cât de corect consider că ai fost evaluat. Aici... Vreți să dați share? Trebuie dat share. Mulțumesc! Dar de ce mi-a ieșit mie share-ul?
Mulțumesc frumos. M-am dus în Facebook. Vorbeam aici singurică. Nu, nu, noi eram atenți. Da, da, da. Ne uitam doar la tine. Mulțumesc. Și eu zâmbeam aici. Imediat. Răspunsurile sunt tot acolo. Nu s-a întâmplat nimic cu ele. Le vom vedea imediat. Mulțumesc, colegi. Așa e când ai ajutoare. Ok. Să vedem câte răspunsuri avem acum, după această pauză. 18. Așa, tot acolo suntem. Așa. Un pic. Acum se vede? Da? E în regulă. Deci, cât de corect consider că ai fost evaluat, avem distribuția mai degrabă în partea din dreapta. Ultimul rând sunt procentele, cel din mijloc e vorba de numărul de oameni, numărul de copii și primele sunt, acum, așa cum ați văzut, itemii de la 1 la 5. Dacă ai avut suficient timp să parcurzi cerințele, la fel, exact același lucru. Cât de bine consideri că te-ai pregătit pentru acest test? Aceasta poate să pară surprinzătoare, întrebarea aceasta, dar pentru noi este importantă pentru că pune o parte de responsabilitate și în dreptul elevilor și invită la o reflexie și din partea lor. Cât de clară ți este acum rezolvarea testului, este aici, la fel. Și ultima, iarăși poate să pară mai puțin întâlnită, dacă mâine dai același test, consider că ai obține un rezultat mai bun. Bun. O să închid puțin. A durat probabil 5 minute cu toată pauza creată de share screen-ul pe care l-am ratat din prima. În felul acesta, genul acesta de formular, într-adevăr, este mai scurt și durează câteva minute. Formularele mai lungi, care sunt mai proaspete pe platforma Telescop, ar merita să le fie alocat un timp mai larg la finalul orei, combinat cumva cu încurajarea pentru elevi să răspundă la întrebările deschise. O să ajungem în partea a doua a sesiunii și la felul în care arată acele formulare și la kit-ul pentru conducerea școlii. Am văzut o întrebare, un formular pentru ședințe cu părinții. Desigur, avem un formular de stare de bine pentru părinți și Laura... Notăm întrebările și ne bucurăm pentru ele, iar în partea a doua o să avem un formular prin care vom extrage și propunerile dumneavoastră legate de felul în care se poate dezvolta, pentru că realmente ne-am dorit ca să fie un instrument pe care profesorii să simtă că le aparține și că este în sprijinul lor și în sprijinul elevilor și unor mai bune lucruri care se pot întâmpla în clasă. Doamna Ivanel, am ajuns la dumneavoastră. V-aș invita să ne spuneți, reluăm discuțiile cu doamnele directoare, cum s-a văzut de pe poziția de director, lăsăm un pic la o parte faptul că am fost colege de cancelarie, cum s-a văzut propunerea aceasta din poziția de director, dacă ați putea să ne spuneți? Sigur. În momentul în care eu personal am devenit conștientă de toate avantajele acestei aplicații, deja mi-a fost ușor să conving și colegii, pentru că, iată, instant am hotărât să o folosim și mi-am pus în aplicare cei drept puterea de convingere, care, dacă personal sunt convinsă, funcționează. Apoi m-am gândit și la faptul că, în general, ne plângem că elevii nu știu să comunice, că nu știu să dea feedback și mi-a trecut repede prin cap că într-adevăr, nici noi nu știm să cerem feedback. Și că această idee Telescop vine în sprijinul lipsurilor acestora pe care am conștientizat că le avem dintr-o dată. De asemenea, știu că în școală sunt și lucruri de îmbunătățit și că trebuie să facem asta cu sprijinul tuturor. Și atunci am fost convinsă, știind de anonimatul acestor formulare, da, că m-ar putea ajuta foarte mult
răspunsurile lor, răspunsurile colegilor. Și desigur, pentru orice director, cultura feedback-ului și starea de bine e mai importantă uneori decât rezultatele școlare. Văd, se pune problema mai mult pe starea de bine mai nou. Da. Și sigur, trebuie să preocupe pe orice director acest lucru. De aceea, eu sunt aproape convinsă de la început că părerea anonimă a elevilor, a colegilor și a părinților îmi pot aduce foloase și rezultate relevante. E doar, v-am mai spus și altă dată, problema mea este să și preocuparea să ajung acolo, că n-am ajuns în acel punct, să fiu capabilă să folosesc și să integrez foarte bine rezultatele pe care le voi primi și de asemenea cu ajutorul lor să schimb ceva, pentru că eu spusă și pe schimbat. Da? Ideea este să se întâmple ceva bun. Asta depinde de noi, nu mai depinde de formular, de priceperea noastră ca director și de intențiile bune pe care ar trebui să le avem atunci când ne apucăm să le folosim. Adică adică având niște date să putem să și facem ceva cu ele, nu să le lăsăm undeva. Neapărat, dar cred în necesitatea de a le folosi, pentru că este un punct de plecare. Nu poți să ajungi în altă parte fără să pleci de aici. De aceea eu mulțumesc mult pentru oportunitate. Vă anunț la final ce am făcut cu ele, că trebuie să vă dau vești bune. Păi să știți că dacă avem adresele dumneavoastră și această înțelegere, cumva acest acord, nu o să scăpați de noi. O să venim să vă... O să vrem să vă ajutăm. Da, sigur. Adică nici dumneavoastră nu mai scăpați. Din moment ce ne-ați dat ideea, ar trebui să ne sprijiniți pe tot drumul. Sau, mă rog, cât se poate. E plăcerea noastră și, de fapt, e pentru noi un exercițiu de... Deja e un mare ajutor și mulțumesc mult pentru că, iată, nu instituțiile statului sunt cele care ne-au sprijinit în acest nou început, ci dumneavoastră. De aceea, încă o dată, mulțumiri. Păi, bine, felicitări. Dumneavoastră, colegii și întregii echipe. Și colegilor programatori, văd aici niște întrebări. Imediat mă uit la ele. Înainte de asta, aș vrea să salut pe doamna Elefteriu, nu știu dacă am pus bine accentul. Da, perfect. Din Pașcan, dacă reînțeleg. Da. Dumneavoastră sunteți profesor și ați aplicat, dacă am înțeles eu bine, de ceva timp. Ați putea să-mi spuneți... De vreo trei luni, cred. De vreo trei luni. Întâmplarea a făcut să participi la dumneavoastră la CCD Galați la un curs și pur și simplu asta mi-a rămas. Telescop. Zic, dom'le, uite ce ușor, uite ce frumos, uite ce elegant, rezultatele vin... Nu știu, mie îmi place foarte, foarte mult. Eu vă vorbesc efectiv în calitate de profesor de geografie, care, bineînțeles, să fie atent să meargă Librescu, să meargă e-puzzle-ul, să meargă toate aplicațiile pe care le folosim acum la ore. Și la sfârșit, în ultimele minute, 5 minute, foarte, foarte puțin îi lăs să completeze acest telescop, dar eu sunt foarte încântată pentru că ei îmi redau înapoi starea lor de bine, îmi redau energia pe care o au sau poate nu o au. Întotdeauna am observat că aplicația aceasta telescop îmi dă și mă informează de faptul că ceva este în ordine sau nu. Pur și simplu. Este un feedback dat la momentul oportun, îl primești imediat și de asta eu personal sunt foarte, foarte încântată de această aplicație. Folosesc, bineînțeles, standardele și mai ales după orele normale. Dacă aș putea să folosesc o metaforă, e ca și cum v-ați instala un nou ochi în relație. Da, corect. Da. Vă mulțumesc personal. Eu personal. O să creadă colegii că ne-am invitat aici fanii, dar până la urmă am... Este o aplicație eficientă. Eficient, am lucrat și eu în CEAC și știu ce înseamnă acele feedback-uri care nu se pot compara. Aici totul este foarte, foarte transparent. Repet, personal, mie îmi place foarte mult și motivează pe copii. Mulțumim foarte tare! Mă uit un pic, haideți să ne uităm. Laura, bine ai venit! Ție îți las misiunea cea mai grea, nu știu dacă de fiecare dată este așa. Și te-aș invita să ne uităm un pic. Este și doamna Mihailescu. N-am uitat de dânsa, dar nu o văd aici. Ba da, este chiar în mijlocul ecranului. Sunt aici. O să te rog, știu, da. O să te rog, Laura, să te uiți puțin la întrebarea domnului Lomaca și să o pregătești, pentru că o întreb eu pe doamna Mihailescu
cum a fost să vorbească cu colegii dânsei despre aplicație sau dacă a apucat să vorbească? Da, am apucat să vorbesc cu colegii mei despre aplicație. Le-am spus-o într-un context cumva provocator și contextul, pentru că era după ce am finalizat o întâlnire, un webinar despre starea de bine în școală cu Anca Târcă. Da, da, da. Și pentru că încheiasem așa cu toții într-un entuziasm de dorința de a produce schimbări și ne-am propus să facem brainstorming-uri pe grupe, pe nivele, despre ce am putea schimba în școală și cu ocazia asta le-am prezentat și aplicația, le-am spus că o vom pilota. Știu că am o echipă entuziastă alături de mine și nu i-am întrebat dacă vor să o piloteze, i-am anunțat că o vom pilota, explicându-le că nu se repercutează asupra evaluării lor în vreun fel sau numai că trebuie să avem date despre cum suntem la momentul ăsta, unde suntem, pe diferite compartimente, ca să spun așa, și trebuie să o luăm într-o direcție. Le-am explicat că eu o folosesc, îi mulțumesc doamnei Laura Borbe că datorită dumneaei am aflat despre telescop, understanding by design, să trăiască și activitatea dumneaei acolo, prestația dumneaei acolo și materialele pe care dumneaei mi le-a prezentat acolo. De atunci o folosesc la fiecare oră și ce aș vrea eu să insist este faptul că nu numai colectarea de date pentru noi, date pe care să le vedem doar noi, este important prin telescop, ci pentru mine este și discuția cu elevii după aceea. Adică în momentul în care am obținut niște date, le comentez cu ei. Pentru că ele sunt anonime, nu voi spune cine, ce a înțeles, dar le discut cu ei ca să vadă că chiar contează pentru mine ceea ce ei au scris acolo. Mulțumesc. Majoritatea colegilor mei va fi de acord cu toată inima și să folosească aplicația. Cumva faceți, i-ați aruncat în apă și văzând și făcând, învață practicând. Ca să spun. Ei știu că voi nota alături de ei și cred că chiar dacă suntem în apă, dacă suntem cu toții, vom ieși cumva la mal. Îmi și imaginez așa, la Independența, cum e o școală acolo, are notă. O mulțumesc. Școală mică, da. Curajoasă. Da, curajoasă. Da. Mă bucur mult să aud asta. Laura, înainte de a răspunde la întrebarea domnului Maca, te-aș invita câteva vorbe despre cum te simți tu în echipa. Uite, tot ce ai vrut să spui până acum negativ, poți să spui acum, de rău, despre echipa Telescop. Hai de capul meu. Păi eu de obicei în echipele în care nu mă simt bine, plec. De acolo nu văd de drum. Prin urmare, dacă stăm împreună de un an de zile aproape, da, cam de prin octombrie, înseamnă că e bine. Multe despre mine, nu știu ce să vă spun, fac de toate, fac ce îmi place, cât îmi place, unde îmi place. Cam asta e deviza mea și mă duc și la școală, adică lucrez și cu elevii. Prin urmare, încerc să experimentez cu elevii mei, le cer acordul să-i folosesc pe post de cobai pentru formularele pe care le construim. Și de ce fac asta? Pentru că uneori punem întrebări și în capul nostru ar trebui să fie un anumit răspuns și răspunsul pe care îl primești de la copil poate să fie surprinzător, ceea ce înseamnă că ai pus o întrebare. Poate nu e întrebarea proastă, dar poate interpretarea ta vis-a-vis de interpretarea copilului e diferită. Și atunci trebuie cumva calibrată, reformulată întrebarea. Deci am încercat
pe parcursul întregului an să verific cum funcționează, ce rezultate obțin de la formularele existente și de la cele pe care le-am creat împreună cu, cu echipa. Deci ca să noi experiențe mea legate de oameni, am folosit cumva clasele tale și cu scopul de a ajusta anumite întrebări. Da, da, da. Adică am vrut, evident, și să aflu de la copii ce mă interesa pe mine legat de oră, de activitatea mea cu ei, dar și să văd dacă întrebările pe care le-am formulat au fost clare, au dat același răspuns care era și în mintea noastră. Deci cumva am avut acest dublu, această dublă sarcină. Și pentru mine, feedback-ul este nu ceva care, adică este ceva care nu are nicio legătură cu toată povestea care a pornit de la nu știu de unde, da, și a înspăimântat planeta România. Feedback-ul este pur și simplu parte esențială a comunicării dintre doi oameni. Că dacă nu o să ziceți bună dimineața, ce vă aștepta să primiți înapoi? Bună dimineața, nu? Vă așteptați, dar sunteți cu camera pornită, să-și deschidă și copiii camera. No, nu se vede dintre asta în România, pentru că e regula care zice că poți să stea și cu camera închisă. În consecință, feedback-ul este ceva firesc, normal și, din păcate, timpul pe care îl avem la dispoziție și alergătura asta prin programă și prin toate schimbările posibile, ne-a făcut să considerăm că nu-i mai esențial, că știm noi ce-i în capul copiilor. Încercați toate formularele și veți descoperi că nu puteți să vă puneți chiar atât de bine în mintea copiilor dumneavoastră. Și că dacă vrem să ajungem în parteneri serioși, e nevoie să-i întrebăm, e nevoie să-i ascultăm, să înghițim în sec probabil o jumătate de an, pentru că, mai ales la liceu, ei nu sunt obișnuiți să dea feedback și nu au încredere în feedback. De ce? Pentru că atunci când li s-a cerut într-o variantă mai complexă sau mai simplă, da, nu a venit înapoi ceea ce așteptau. Un răspuns, da, am citit mesajul vostru și al doilea, da, facem schimbările care să vă ajute în învățare. Și atunci, pentru că și noi pățim asta în raport cu, în raport cu cei mai de sus, da, că suntem întrebați, spunem nu-i bine și a doua zi apare ordinul că bai bine. Deci cam același lucru l-au pățit și copiii, suntem stand pățiții și atunci trebuie să avem îngăduință ca undeva la o jumătate de an să emoțional, să nu ne necăjim foarte tare dacă copiii nu dau răspunsuri la întrebările deschise sau dacă dau răspunsuri, răspunsurile acelea sunt superficiale sau sunt cum să vă zic, puțin răutăcioare, ocazia să își verse năduful undeva într-o variantă anonimă. Deci dacă emoțional sunteți ok, pentru că nu le vede nimeni, nu vedeți rezultatele acestea decât dumneavoastră, sunt sigură că într-un timp scurt sau într-o școală în care toți profesorii încep să utilizeze treaba asta și să discute cu copiii formularele și să pună, să producă mici schimbări, în ceva timp copiii se vor obișnui și o să primiți informații tot mai bune și de calitate care să vă ajute în proiectare, în planificare, în relația cu copiii. Da. Da. Mulțumesc. Nu vorbesc despre mine, că n-am ce, și atunci am vorbit despre feedback. E foarte bine. La întrebările de pe aici? Înainte, da, era întrebarea lui Constantin. Dacă luăm în considerare posibilitatea ca un anumit număr de întrebări să poate fi concepută de școală sau de profesor, la cele specifice didactice unei materii sau chiar mai concret legat de conținuturi.
Acum am pun și răspunsul, Constantin, la întrebarea ta. În toamnă, aplicația va fi dezvoltată într-o formulă mai amplă și anume într-o formulă în care beneficiarul, că este o școală, că este o universitate, că este o companie, să poată să și introducă propriile formulare. Deci, cumva, cu o formulă de consultanță sau cu o formulă de parteneriere, să putem da o mai mare libertate, cumva, într-un alt regim de colaborare. În momentul acesta nu suntem în această situație, ne gândim la ea. Chestiunea asta a unor formulare independente ale fiecăruia dintre profesori, noi am suspendat-o în acest moment pentru că felul în care arată cultura sau în sfârșit avantajele folosirii unor formulare unitare într-o școală, în momentul acesta sunt mai mari decât pentru a da posibilitatea fiecăruia dintre profesori să facă. Există niște beneficii majore și ăsta este cumva și standardul în care se face cu celelalte aplicații care sunt folosite, mă uitam la cea Edchimo, de exemplu. În momentul în care o școală folosește formulare unitare, există și un limbaj comun între profesori. Sunt recomandate cumva, credem noi, în momentul în care o școală începe să practice genul acesta de exersare și de cultură organizațională, de practică. Dacă ai un comentariu, Constantin? Da, da, de asta am și, foarte de acord, de asta am și scris un număr de întrebări. Bineînțeles că ce ai spus tu e foarte valabil. Dar zic un număr de întrebări, pentru că întrebările specifice didactice, da, materiei respective te ajută la da, predarea și învățarea la materia ta și poți să mai înveți câte lucruri despre concepte, despre... Da, și practic se pot adăuga. Se pot adăuga unui set... Exact, așa mă gândeam. Da, da, da. Exact, și se pot adăuga, mai ales că diferă destul de mult și felul în care arată anumite contexte în școli, mai cum e acum, de exemplu, situația asta destul de neobișnuită. Copiii vin după o lună de școală, o lună de vacanță, exact în mijlocul semestrului. Sunt diverse circunstanțe în care... Da. Mă gândeam, în afară de cele, să zicem, 10 care stat, dar să mai pună 2, o chestie de genul ăsta. Da, intenționăm asta, da, pe viitor. Da. Acum nu avem, dar ne gândim la asta. Da. A, și pentru Laura, că ai zis în România cu camera închisă, copii, să știi că și la noi așa, la ăia mari, la ăștia de la clasele 9-10, nu și-ar deschide camera, îi mai obligăm, noi așa să ne arată. Ăia mici sunt foarte fericiți, ei așa arată camera. Adolescenții sunt la fel peste tot. Dacă e bai universal, nu-i mai bai, sau cum? Da, da, da. Constantin, crezi, ești încrezător legat de felul în care arată discuția despre feedback din România sau ești deocamdată în expectativă? Despre ce? Asta despre Nu, despre feedback în general ca... Ah, da, eu am scris despre asta. Eu am... cred că o cauză a controverselor a fost... folosirea neinspirată a termenului de evaluare. Din păcate, limba română e limitată, pentru că evaluare în engleză înseamnă altceva, există assessment și așa mai departe. Iar feedback e diferit de evaluare. Iar sistemul român, fiind așa de ierarhizat și competitiv, totul sunt de examene, note și așa mai departe, omul când aude evaluare simte un pic de frică. Uh-huh. Și dacă îți folosești, vei fi evaluat, e ca și cum îi dai o notă și va depinde ceva. Chiar dacă ți se spune că nu va depinde nimic de el, imediat te gândești, stai puțin, îi dau directorului putere mai mult, sau mai știu eu ce părinților, să sperie lumea. Da. Deci cred că aia a fost neinspirată, dar feedback, sigur că da, deci peste tot. Și anumite genul de evaluări, eu să mă mai întâlnesc cu diverse grupuri, pe la Constanța, pe unde mai arăți, chiar o să arăt exemple de felul în care se pot face evaluări interne foarte frumos, pe obiectivele pe care ți le-ai făcut tu ca profesor la începutul anului școlar. Eu mă întâlnesc, de exemplu, cu directorul, am 4 chestii pe an, îi spun A, B, C, D, astea am propun să fac, cam așa. Spre sfârșitul anului mă mai întâlnesc o dată și arăt dacă le-am atins sau nu le-am atins. Și fiecare profesor, cel de la mine la catedră, vin la mine. Deci evaluări de genul ăsta să fac. Plus ce mai primim de la părinții, de la copii și așa mai departe. Deci feedback-ul, da, o evaluare prietenoasă, cum ar veni, da, dar nu să te sperie că vine... Da, da, da. Noi oricum începem, de fapt, am început deja discuții cu câteva zeci de școli și
O să vedem câte dintre ele ajung cumva cu măsurarea cumva acestui proces la început și la final. Până, e foarte scurtă perioada și e foarte aglomerată, sunt foarte aglomerate și solicitate școlile în perioada asta, dar sunt câteva care au doresc să intre în procesul ăsta și după, când tragem o linie, te-am invitat să ne asiști cumva în procesul ăsta de follow-up și îți mulțumim. Uite, am anunțat public. Vin cu mare plăcere. Uite, chiar noi la școală am avut două sesiuni cu care am tot discutat despre scara feedback-ului și în ce fel dăm feedback-ul și cum îl dăm noi copiilor în primul rând. La fiecare testare, noi trebuie să scriem, că totul e acum computerizat, deci trebuie să-i dai o... Hai să zic, uite, acum am avut 50 de lucrări de corectare la clasa a 9-a și la fiecare care a avut cam 10-12 pagini lungime, îi dai un feedback de vreo 50, între 50 și 100 de cuvinte, cel puțin, fiecăruia, și le scrii. Astea, și trebuie să le dai bazate pe criteriile pe care le-ai evaluat. Da. Nu doar da. A fost bine, n-a fost bine. Deci chestiile astea se tot discută și sunt diverse variante peste tot. Deci a da noi feedback, să învățăm noi să dăm corect copiilor, asta e părerea mea în primul rând. Așa este, ne preocupă. Aceea să ajungă să le dea ei sau... Părinții poate să-și dea cu părerea, bineînțeles, dar feedback real trebuie să dăm noi întâi. Asta ne preocupă și pe noi și o să fie un timp în felul în care ne vom dezvolta ca inițiativă și da. De asta am venit de sprijin și cu asta plec, oricum trebuie să fug. Da, că îmi place inițiativa. Într-adevăr, eu fac parte din suporterii tăi și al lui Laura, dar nu e numai asta. Cred că e o idee foarte bună și mă bucur tare mult să văd directori care sunt dorniți să facă lucrul ăsta. Că profesorii, dacă își dau seama că este neinvaziv, prietenos cum ar veni, vă face. Un profesor care știe că își face meseria și vrea să o facă mai bine, n-are de ce să spere. Și care înțelege sau acceptă cumva și sprijinul, faptul că e un fel de cadou pe care îl primește. Exact. O cantitate de, sau în sfârșit, un calup de date cu care dacă începe să învețe ce să facă, va avea realmente foarte multă satisfacție în pașii asta următor, dar un pic de răbdare trebuie până când se așează puțin lucrurile. Mulțumim! Da. A venit și mă scuzați că intervin. Aș putea să-i pun o întrebare domnului Constantin, dacă se poate. Da, sunt foarte interesată de domeniul acesta al feedback-ului, atât ce vine din partea elevilor, cât și cum pot eu să dau cât mai bine feedback și așa. Și aș vrea să învăț cât mai multe despre asta. Dumneavoastră țineți cursuri sau faceți ceva pe acest domeniu? Nu țin cursuri, dar uite, putem să stăm de vorbă o dată și vreau să-ți dau exemple de ce facem noi, cum facem. Facem o întâlnire, dacă mai vin și alții cu da, dacă nu, stăm noi doi de vorbă, jumătate de oră, o oră, diverse exemple, cum dau eu și cum dăm noi, nu neapărat eu, că pot să fiu subiectiv. Putem rapola și noi această întâlnire, Constantin, o găzduim noi la Telescop, pentru că în decembrie noi am făcut o sesiune internă, ne lăudăm acum, în care am făcut un focus grup la Buzău, într-adevăr, o sesiune de livrare de feedback în care am început discuțiile, dar n-am avut suflu și pentru asta, dar putem să ne împrietenim la cartelă. Da, uite, da. Foarte bine și cu siguranță aș racola și eu mai mulți colegi de la mine și eventual ținem legătura, Monica, și poate organizezi tu. Uite, o să-mi notez și eu adresa de mail. Am trimis și dacă se poate, până la sfârșitul anului școlar, poate reușim. Găsim. Uite, da, asta. Aflăm, Laura. Ce... Deci acolo mă găsiți pe e-mail sau, mulțumesc sau mult. Pe Facebook. Mulțumesc din suflet. Mai pentru ce? E regulă. La revedere. Mulțumim. Andrei, ai venit primul, după cum vezi, nu te las deloc să vorbești. Mă uit că este ora 19.33. Este doamna Daniela Orășanu. Vă văd aici, dar nu... Adică vă văd doar... Este cumva doamna Daniela... Nu, dacă... Să-mi spuneți, vă rog. Da? Bună seara! Bună seara! Da, eu sunt director la Colegiul Unirea Pașcani. Aha, sunteți colega doamnei... Lina Lefteriu. Am înțeles. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Nu știm dacă a vorbit doamna Lefteriu cu dumneavoastră, dar cred că dacă sunteți aici, înseamnă că a vorbit. Da. Mi-a trimis mesajul. Eu, de fapt, de Telescop am aflat de anul trecut, cred că de la dumneavoastră, de pe Facebook, cred că așa. Eu, în general, de dumneavoastră știu de la dezbateri.
Noi avem și un club de dezbatere în școală și de acolo. Da. Da, și am aplicat, am adus telescopul anul trecut, în clasele mele ca profesor, pur și simplu ca profesor, nu ca director, ci ca profesor la clasele mele. Și acum, chiar când am văzut că ați reluat inițiativa, am trimis și altor colegi din școală, printre care și doamna Elefteriu, și da, cu siguranță ne suntem interesați la nivel de școală de aplicarea, de folosirea platformei telescop pentru cât mai mulți profesori. Le-am prezentat telescopul la un moment dat și într-un consiliu profesoral, dar, mă rog, erau foarte multe adunate și da, nu da, neapărat. Da. Să știți că mă bucur mult pentru că în ultimul timp ne-am întâlnit mai mult cu școli din zona aceasta. Galați, Brăila, Călărași, Tulcea. Și dumneavoastră sunteți un pic mai îndepărtați și ne bucurăm. Mai în nord. Da, mai în nord, mai departe de București, da. O să ne și vedem dacă putem discuta odată cu colegii din Consiliul Profesoral. Putem să avem o întâlnire separată cu colegii. E perfect. Da? Dar o să ținem perfect, atunci. Da, cu siguranță, cu siguranță. Chiar suntem interesați pentru așa ceva, da. Mm-hmm. Foarte bună ideea, da. Și, într-adevăr, mi-a sunat foarte bine povestea asta cu feedback-ul. Eu de foarte multe la toate training-urile când merg la propunerea asta pun feedback constructiv către elevi. Nu, profesorii, în general, nu știu foarte bine să dea feedback. Eu recunosc că m-am sensibilizat puțin de partea asta cu feedback-ul de la dezbatere, pentru că noi după ce se termină un meci dăm feedback-ul ăla și mie mi-a plăcut enorm de mult povestea asta cu feedback-ul pe care trebuie să-l dăm elevilor și să-l aducem în sala de clasă și trebuie cumva făcut mai profesional, pentru că nu se dă feedback-ul ăla cum trebuie și cred că e o bună platformă de unde să putem construi, e mult de construit aici la profesori. Pentru că, da, elevii pot să ne dea feedback și dau, cel puțin la noi în școală, feedback-ul ăsta din partea elevilor se dă. Sunt mulți profesori care o fac, sub o formă sau alta, telescop sau sub alte forme. Dar profesorii se dea elevilor foarte greu, chiar dacă eu recunosc că am discutat cu foarte mulți colegi să încercăm să facem asta. Dar ne-i greu, ne-am dat seama că le-i greu să fac acest feedback. Și cred că cu invitația alături de domnul Lomaca, de asta eu chiar nu am notat și adresa de e-mail, pentru că tot așa, chiar într-o sesiune cu profesori, împreună cu dumneavoastră, la pachet cu telescop ar fi perfect. Mulțumim, sunteți prima pe care o invităm, după Diana. Cu mult drag. În regulă. Super, uite, este 19:36 și ultimul lucru pe lista noastră. Și în timpul în care voi discuta și voi livra acest formular, o să probăm un ultim formular, acela din kitul pentru școală, în timpul în care completăm, o să conversez un pic cu tine, Andrei, așa că te rog, nu fugi. Bun. Cred că i-am invitat pe toți cei din Zoom în afară de Bogdan. Bun venit, Bogdan! Vă fac cunoștință cu... Bine v-am găsit! Scuze de întârziere, am trecut dintr-o întâlnire într-alta, așa că mulțumesc că m-ați primit așa târziu. Da, cum să nu. Bogdan este colegul nostru de echipă, avem întâlniri săptămânale, el este coach și faptul că suntem diferiți, din zone diferite, mai este și colega noastră Madalina, din zona de antreprenoriat, și Raul și colegii lui din Cluj pe programare, facem așa o echipă. Cum te simți, Bogdan, în echipa Telescop? Eclectic. Foarte, foarte bine mă simt. Cu cât suntem mai diferiți, cu atât echipa este mai diferită și mai colorată. Avem și momente în care nu este totul lin și roz, nu? Așa și trebuie, că așa cum spuneam și când eram am lucrat undeva la vreo 12-14 ani în telecomunicații, am lucrat cu Orin și oamenii pe care îi luam în echipa mea, acolo, trebuiau să fie total diferiți de mine, pentru că dacă erau ca mine, nu puteam să creștem ca și echipă. Ce puțin asta cred eu. Uh-huh. Da, așa că mă simt foarte bine într-o echipă diferită de mine. Avem și niște... Simt că învăț foarte mult. Da. Bun, o să te invit, Bogdan, să mă asiști puțin la felul în care o să descriem puțin ultima parte, pentru că, așa cum probabil v-am făcut capul mare până acum, aplicația Telescop și-a deschis acest kit pentru școală, în care directorul poate să genereze
5 formulare, din care o să vă arăt acum unul și o să facem o probă cu colegii noștri care sunt pe Facebook și pe care îi invit să-și facă și cont pe telescop.ro. Și aceste formulare arată în felul următor. Eu o să-mi deschid acum contul de director. Eu am un cont de director fictiv, desigur, pentru că eu sunt propriul meu director. Sper să se vadă. Acesta este. Arată la fel. Directorii care doresc un astfel de cont să ne scrie. În mod excepțional, formularele acestea sunt acum activate și pe mobil. Și aici arată, este mai proaspăt, pentru că acest cont de director și-a instalat formularele doar de la începutul săptămânii, astăzi este joi, și arată în felul următor. O să vă rog să-mi spuneți dacă se vede pagina mea internă. O să o fac un pic mai mare, poate se vede un pic chiar mai bine. Și acestea sunt întrebări, sunt câte 8. 8 întrebări. Primul este, remarcați că se numesc de 1, de 2, de 3 colegii noștri de la programare, le-au notat așa în cinstea directorilor. Nu m-am prins din prima de ce le-au denumit așa, dar după aia m-am mai gândit un pic și mi-am dat seama că începe cu litera D. Și să ne uităm un pic la, de fapt, pe primul o să vi-l dau să-l completați dumneavoastră. Este unul de start de preluare a feedback-ului în școală, un formular de cultură organizațională care face referire la felul în care se situează în mod anonim profesorii și în mod onest față de ideea de feedback după standardele de a fi preluate pe o formulare unitare, de a discuta cu elevii și așa mai departe, o să vedeți imediat. De doi este un formular la final de proiectare, la final de pilotare, adică probabil la finalul lunii iunie, când se va termina școala. Este un formular cumva care evaluează acest exercițiu care se va întâmpla cu întreaga cancelarie, cu unii mai puțin, cu unii mai mult, iar acestea trei sunt legate de starea de bine sau, cum mai spun eu, bunăstarea emoțională a elevilor noștri, dar nu doar a elevilor, și a profesorilor și a părinților. Sunt trei formulare construite în principal cu sprijinul Laurei, dar și cu consultarea unor colegi care se pricep la așa ceva, dar și pe care o să vedem cum le recepționează comunitatea școlară. Ideea principală este să fie simple de înțeles, să fie clare formulările și la final directorul și managementul școlii să poată face ceva cu aceste date. Din fericire, sunt scurte, comparativ poate cu alte chestionare care sunt ample și la care răbdarea unui elev, dar și a unui adult, se termină după 10-15 întrebări. Acestea sunt în număr de 8 și să ne uităm puțin la acest formular de stare de bine. Prima întrebare, dacă mă simt bine și în siguranță la școală. Apoi, dacă mă simt încrezător și optimist despre rezultatele mele. Relația cu majoritatea colegilor, dacă îl face să se simtă în siguranță, sprijinit, apreciat. Relația cu majoritatea profesorilor. Întrebarea 5, dacă școala îmi îndeplinește așteptările pe care le-am avut când am venit aici. Iar ultimele 3 întrebări sunt deschise. Dacă ai avea o problemă, dacă ai sesiza, care ar fi primele 2 lucruri pe care le-i face. O să detaliez un picuț motivul pentru care această întrebare noi o considerăm importantă din mai multe motive, dar primul ar fi că ne interesează ca administrarea unei școli, responsabilitatea pe care o avem, ne interesează ca elevii noștri să fie conștienți de lucrurile pe care le pot face în momentul în care au o dificultate potențială. Ne dorim să nu fie, dar uneori ele există și sunt situații în care elevii noștri nu știu ce să facă. Și dincolo de faptul că obținem informații despre ce au în minte copiii care ar putea să facă în momentul în care au o problemă, putem și să luăm decizii, să luăm măsuri, să reglementăm lucrul acesta și să informăm mai bine, că pot vorbi cu profesorul, cu dirigintele, poate cu consilierul sau cu directorul, de ce nu, și alte lucruri pe care le pot face în momentul în care au... Remarcați că nu i-am întrebat frontal ce problemă aveți. În momentul în care un elev
are o problemă, poate să o menționeze la întrebările cu răspunsuri deschise. De exemplu, ce crezi că ar putea să facă școala ta pentru ca starea de bine să fie mai bună și ce crezi că ai putea face tu? Se poate vorbi mult despre felul în care putem face realmente ceva cu aceste informații. Am încercat să reglăm cumva întrebările astfel încât să delimităm chestiunile care sunt în responsabilitatea școlii și care se întâmplă cumva în legătură cu învățarea și în legătura cu nu neapărat cu gardurile școlii, cu perimetrul, dar știm că de multe ori sunt și situații legate de starea de bine a elevilor noștri sau de nebine, care vin și din alte medii, vin din familia lor, din mediul de prieteni sau din alte locuri. Ne dorim ca genul ăsta de ce de formulare să fie realmente de folos și directorii să le poată administra și conducerea poate și sau poate recomandat este și cu consilierul școlar împreună cu el. Ok. Laura, dacă mă pot completa, dacă mi-a scăpat ceva important. Deschideți-te, rog, microfonul. Doar să subliniez faptul că ele au fost create cumva în oglindă. Adică, dacă aplicați cele trei chestionare, atunci când treceți la etapa interpretării rezultatelor, este bine să vă uitați pe fiecare item la răspunsurile date. Adică, de exemplu, dacă se simte încrezător sau optimist copilul la școală, să zicem că ați avea acolo 70%, ar da un rezultat de 4 și 5, același lucru îl întrebăm pe părinți. Copilul meu se simte optimist și în siguranță la școală. Acolo, de exemplu, am putea să avem 1-2. Da? 70% să spună că de fapt nu e așa. Ce facem într-o situație de genul ăsta? Începem să vorbim cu părinții și să vorbim cu elevii ca să înțelegem de ce percepția este diametral opusă. E vorba, de fapt, de niște așteptări pe care le au părinții și le proiectează inclusiv asupra copiilor lor, așteptări care sunt nerealiste sau copiii tind să dea răspunsuri mai bune din diverse motive. Adică, dincolo de informația adunată prin aceste formulare, cred că beneficiul major este că ne dă un subiect de discuție cu niște date pe masă. Adică nu mai ne ducem în termen de eu cred că, ci uite-te totuși în rândul la 200 de elevi sau în rândul la 400 de părinți, sau 700 sau 1000, aici avem totuși niște date statistice care ne permit o discuție pe masă, onestă, ca să găsim soluții, să înțelegem diferențele sau să ne bucurăm în varianta în care, să zicem, percepția e pozitivă și în cazul copiilor, și în cazul părinților, și în cazul profesorilor, să ne bucurăm de constatarea asta și să vedem ce anume putem să schimbăm. După aceea, întrebările deschise, aici nu prea merge în termen neapărat de comparație, dar pentru conducerea unei școli să știe că un elev sau un părinte sau un coleg, dacă are vreo problemă, știe cum să-și o rezolve în interiorul școlii, că există un om în școală la care poți să apelezi, fie că-s profesor, fie că-s părinte, fie că-s elev, ăsta e un semnal că lucrurile, să zicem, merg bine. Dar copiii dau răspunsuri de genul, sun la 112 sau, știu eu, cei mai mici de a 5-a, s-ar putea să spună că scriu o scrisoare la ONU sau la UNICEF sau, da? Avem și de genul acesta. Ne trage un semnal de alarmă și ne spune hai să încercăm atunci să facem mai transparente procedurile, modul în care luăm decizii și așa mai departe. Deci eu vă invit prin explicațiile pe care vi le dau să încercați formularele acestea
Și chiar dacă nu o să purtați discuții cu părinții sau cu elevii, cel puțin într-un consiliu profesoral să stați și să dezbateți pe marginea acestor date. Mulțumesc, Laura. Mai avem 10 minute din sesiune. Și o să preluăm cumva cu colegi, cu prietenii noștri care mai sunt și ne urmăresc. O să preluăm acest prim formular. Ne imaginăm că facem parte toți dintr-o cancelarie. Suntem o comunitate a oamenilor care am ales să... sau am spus și cancelarea oamenilor, că am ales între 6:30 și 8 să discutăm despre această aplicație și despre cum o putem folosi și o să vă invit să răspundem exact în rolul în care suntem. Profesori cărora ni se adresează acest formular pentru preluarea de feedback în școală, o să-l generez acum, sunt în contul meu de director 1, așa, preluare de feedback în școală, proiect inițial, proiect pilot, 30 de minute, îl creez, îmi cronometrez, este 19:50 de minute, o să îl preiau acum. Doina, dacă ești pe poziție, o să te rog să îl preiei din chat, dacă mă poți ajuta să îl trimitem colegilor noștri. Sigur. O secundă. S-a generat, doar că nu are... Merge, dar nu știu dacă o să... Nu are... nu avea HTTPS. Ia să vedem. Aha, interesant. L-are, dar l-a avut ascuns. Cred că am eu un browser care este puțin... e un pic cu care nu merg în fiecare zi. Nu sunt director în fiecare zi. Vi-l pun imediat, pardon, încet. Ok. Acum, acesta. O să te rog, Doina, să-l pui colegilor noștri de pe Facebook și colegii care sunteți aici în sesiune, vă rog să-l completați. Sunteți profesori în această comunitate. Sunteți profesori, punct. Să-mi ziceți dacă merge și dacă a ajuns la colegii noștri. Și să invităm Doina, pot să-ți deschid. Da, să-l invităm, să invităm să completeze, da? Să le spui. Am pus link-ul pe chat pe Facebook. E regulă. Acesta are mai mult răgaz. Îi lăsăm un pic mai mult pe colegi și în timpul ăsta, Andrei, dacă îmi permiți să te exploatez un pic și să-mi spui cum ți se pare, acum o să te invit să te poziționezi din postura de manager al podcastului EduTalk, care investighează, dacă îmi permiți să spun așa, deocamdată a avut o serie de interviuri cu profesori în care ați discutat despre lucruri pe care le-ați considerat împreună importante pentru educație, dacă am înțeles eu bine. Așa, am discutat cum se arată la tine ingineria? Mai mult legat de experiența oamenilor respectiv am discutat în podcast. Cum se vede ingineria? Din experiență personală vreau să mai subliniez o dată că exact ce spunea doamna Borbe mai devreme, mi s-a întâmplat mie cu formularele pe care le făceam înainte, în sensul în care de multe ori nu obțineam răspunsuri atât de relevante pe cât mi-aș fi dorit în forumurile făcute de mine, tocmai pentru că uneori nu știam să pun întrebările potrivite și mi se pare foarte important faptul ăsta, lucrul acesta, că deja s-a trecut prin acest filtru și ne e mult mai ușor să obținem răspunsuri relevante. Din perspectiva aceasta a EduTalk, cumva cred că aplicația Telescop vine în trendul acesta pe care îl observăm, mai ales în ultimul an, în România, de cumva de dezvoltare continuă a unui număr tot mai mare de profesori. Lucru
benefic. Totodată, cumva, din perspectiva mea, nu e un subiect ușor și apreciez curajul echipei Telescop de a se lupta de a intra pe acest tărâm și mai ales acum cu acest kit pentru directori care presupune trecerea la nivelul următor, în sensul în care cumva lucrurile se vor vedea la nivel de școală și niște măsurători integrate și așa mai departe, iar mi se pare curaj și sper să reușească. Aștept cu nerăbdare aplicarea acestor kiturile în programul pilot, să văd ce se va întâmpla. Mulțumesc! Știi că ești invitatul nostru să ne însoțești, așa cum sunteți toți cei care sunteți aici, invitații noștri să ne însoțiți în etapa și de procesare cumva în școală și de follow-up, de evaluare, să vedem cum a mers, cum le-a plăcut oamenilor, cum au de îmbunătățit lucruri, cum poate nu le plac anumite lucruri. Da, putem să răspundem o secundă. Bogdan, dacă poți să adaugi ceva? Doar dacă ai... Da, cred că putem să facem paralela și cu culturile din organizații sau cultura din organizații, pentru că și acolo este dificil de a oferi sau de a primi. Okay. Și foarte mult... se concentrează foarte mult programele interne de dezvoltare ale oamenilor, se concentrează în zona de feedback, într-adevăr. Și cu cât copiii și elevii și studenții sunt mai pregătiți să dea feedback din școală și să primească feedback din școală, cu atât o să le fie mai simplu în momentul în care se vor angaja să perpetueze această cultură de feedback în mediile în care se vor angaja sau în mediile pe care le vor crea sau în echipele pe care le vor conduce sau rolurile pe care le vor juca în viața lor. Uh-huh. Chiar și în roluri personale, în familie. Să poți da un feedback în familie, să poți da un feedback soției mele sau să poți da un feedback. Dacă ne uităm la niște comportamente, pentru că dacă ne luăm de personalitate, atunci e cu durere, atunci e cu pumn în stomac, e cu suferință, e cu judecată, foarte multe. Faptul că exersăm asta în școală, în liceu, chiar și în școală, în gimnaziu, dă un punct de pornire mult mai sănătos, zici tu, da, pentru felul în care vor avea ocazia să facă genul ăsta de experiență, de comunicare și intelectuală și emoțională în joburile pe care le vor avea, dar și în viața de zi cu zi, în viața... Da, absolut, absolut. Eu aș avea o mică întrebare apropo de profit de prezența lui Bogdan și aș vrea să spuneți și câteva cuvinte despre o eventuală sesiune de coaching de după aplicarea de feedback și de formulare de feedback și de culegere a răspunsurilor. Da, mulțumesc, Doina. Este o idee foarte bună la care ne-am și gândit și este ceva ce poate să vină în întâmpinarea profesorilor și directorilor și, de ce nu, dacă e nevoie, și a părinților, pentru că asta ar putea să ajute foarte mult în integrarea acestor mesaje câteodată dificil de luat în interiorul fiecăruia sau... Da. Adică este o direcție de dezvoltare, dacă îmi permiteți, da, frate, alături de cea, da, cu adăugarea unor formulare în alte limbi, ne-a spus Diana, ne-a tras un clopoțel. Și a programelor de feedback pe care putem să le dezvoltăm. Și a programelor de feedback, ok. Care le avem dezvoltate, o parte din ele, și pe care le putem susține dacă există nevoie. Și m-am bucurat să văd în seara asta că există cerere în direcția asta, adică de cum să dai, cum să primești și cum să creezi un cadru în care să se întâmple chestia asta, pentru că e foarte important să creezi acest cadru. După care, dacă dorința de dezvoltare e în continuare acolo, putem continua cu sesiuni de coaching, de să integrăm mesajele astea și cum să le... Ne gândim, Bogdan, să facem destul de transparent în perioada următoare
pașii pe care îi putem, în sfârșit, liniile cumva în care putem să dezvoltăm niște direcții de lucru. Da. Poate sunt colegi de-ai noștri care vor să ni se alăture. Ca să vă dau un exemplu, nu știu dacă ți-am răspuns, Doina, te rog să-mi zici după asta, dacă ți-am răspuns la întrebare. Ca să vă dau un exemplu, eu am aflat că sunt introvert cu vreo 5 ani. Eu până atunci am crezut că sunt extrovert. Mă rog, până la urmă am aflat că sunt ambivert. Ideea e că mi-a fost foarte teamă să vorbesc în public și mi-este în continuare. Și de fiecare dată când vorbesc în public am aceeași teamă sau aceeași emoții și simt același lucru. La fel când primești și feedback, cineva pe feedback și îmi spune. Adică, mă trimite mult în copilărie, mă trimite mult în lucrurile de care nu eram sigur și așa mai departe și e foarte multă neclaritate acolo, de unde mi se trage. Și coaching-ul mă poate ajuta foarte mult să înțeleg și să mă înțeleg și să pot să reflectez la de ce mă oprește asta. Și cu cât o fac mai des, adică primesc feedback și cer feedback, cu atât e mai ușor. Cu cât vorbesc mai des în public, cu atât îmi este mai ușor să vorbesc. E un... Da, mulțumesc tare mult, Bogdan, pentru că ai deschis conversația în și ai deschis așa o ușiță către acest drum pe care îl poate lua aplicația de feedback. Da. Eu, în plus, m-am mai gândit la faptul că eu pot folosi la CCD aplicația asta și aplicația și răspunsurile primite de școli în momentul în care pot să fac cursuri de formare, cum ai spus tu. Deci pot face cursuri de formare și mă pot gândi, pot lua nevoi de formare din răspunsurile elevilor, nevoi de formare ale profesorilor, din răspunsurile elevilor și din ceea ce conștientizează profesorul după sau directorul după aplicarea lor, acestor chestionare și putem discuta despre cursuri pe care le facem special personalizat pentru grup țintă, un anumit grup țintă. Sigur. Îmi mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc. Ce bine, ce bine. Nu suntem noi așa mulți, dar suntem cumva cei care se pare că vom fi pe de cursă lungă, ca să spun așa. Permiteți-mi să vă arăt întrebările, răspunsurile colegilor care au acceptat să dea click pe formular. A fost la 19:50 generat, este ora 20 acum și un minut și oamenii care sunt aici în grupul nostru de dialog preiau în mod curent feedback, după cum remarcați, cel mai frecvent răspuns este 5. Pardon, este și răspunsul 2, este cumva distribuit mediu spre plus. Credeți că e important să preluați periodic opinia anonimă a elevilor dumneavoastră? Aici remarcați că s-a dus toată lumea la 4 și la 5, cumva ori erau convinși dinainte, ori discuția noastră a fost... Eu aș interveni un pic și aici. E un răspuns la care ne așteptam, pentru că suntem aici în discuția despre asta și atunci... Da. E interesant de aplicat undeva unde nu, oamenii nu cred în feedback. Da, da, da. Este cumva... Era de așteptat. Era de... cumva firesc. Considerați că aplicarea de formulare de feedback unitară în școală se pot degenera date relevante? Același lucru. Sunt 8 cu 8 aici. Închidem. Considerați util să discutați ulterior cu elevii asupra răspunsurilor primite? La fel. Formularul acesta l-am dat mai mult pentru întrebările cu răspunsuri deschise. Considerați că dețineți competențe de a prelua și integra feedback-ul dumneavoastră? S-a dus de la 3 la 5. S-a mai disipat un pic. Asta înseamnă cumva că chiar dacă facem asta și credem, mai avem, sau în sfârșit, e de lucrat la felul în care suntem siguri că facem bine și că ne preocupă profesionalizarea cumva. Haideți să vedem. Care este cel mai mare impediment pentru dumneavoastră în solicitarea de feedback de la elevi? Și o să parcurg așa. Timpul redus al orei, teama de a primi feedback negativ, timpul, formularea clară a unor întrebări vizând parcursul didactic. Ok, le parcurg mai întâi puțin de lectură. Posibilitatea ca un elev să nu ia în serios acest chestionar dat fiind anonimatul, cu toate astea susține anonimatul în completare, reticența de a oferi răspunsuri sincere, faptul că nu știu să-și analizeze, să-și exprime opinia,
lipsa de încredere în profesori, încrederea în ei și în faptul că se vor vedea schimbări în urma acestor chestionare. La clasele mici, toate elevii vor să-și spună părerea și e nevoie de foarte mult timp să-i ascultăm pe toți. Asta este la impediment. Ok. Timpul, disponibilitatea de timp, n-ar fi un impediment și de vorba că n-am fost învățat nici să oferim, nici să primim. O să mă străduiesc să integrez această aplicație în rutina zilnică și capacitatea elevilor de a participa la chestionare pentru feedback pentru elevii din învățământul special. Da, ultimul răspuns. Și sinceritatea răspunsului. Uitasem, era o liniuță aici și am sărit ultimul. Cred că trebuie să punem pe lista noastră întrebarea și comentariul acesta cu învățământul special. Pentru că nu avem acum astfel de dezvoltare. N-am avut pe listă, dar dacă a apărut aici, o să ne gândim. Ok. Laura, ești cu noi aici? Laura și Bogdan? Dacă... Da. Aș putea da, să fac un mic comentariu vis-a-vis de impediment. Într-adevăr, timpul nu ne permite să utilizăm sau să solicităm un feedback de final de oră, da? Oră de oră, nici nu este indicat pentru că dacă folosim oră de oră și toți profesorii din școală folosesc oră de oră, copiii ajung până la urmă să fie să se plictisească și atunci să nu dea răspunsuri bune. Sugestia mea este să începe să le folosiți în două momente cheie, zic eu așa. Din experiența mea aici vorbesc, nu neapărat din teorie. Atunci când aveți impresia că v-a ieșit lecția perfect, fiți suspicioși. Dați chestionarul. Atunci când aveți impresia că nu v-a ieșit nimic bine și că lecția îi dărâmată, din nou fiți suspicioși. Pentru că noi avem oricum tendința de a ne supraevalua sau de a ne subevalua mai mult în relația emoțională decât pe partea cognitivă. De multe ori, dacă nu ne înțelegem bine cu copiii sau nu simțim că au participat, că au fost foarte entuziasmați de chestia minunată pe care am gândit-o noi acasă, credem că din punct de vedere cognitiv nu s-a petrecut nimic. Dar de fapt nu s-a petrecut poate un mesaj emoțional, dar cognitiv copiii au fost acolo, au învățat și puteți avea un fel de contrabalans. Adică să observați că acolo unde va ieși grozav copiii, unii dintre ei vă spun că n-a ieșit, că n-au înțeles, că nu știu, că nu e bine. Și acolo unde aveți impresia că n-a ieșit nimic, să descoperiți că sunt copii care au înțeles tot, care transmit mesaje pozitive. Deci încercați acolo. Sau când introduceți ceva nou cu care nu sunteți obișnuiți, introduceți, nu știu, o aplicație. Eu am introdus, de exemplu, Nearpod-ul acum, la sfârșitul anului, m-am gândit și o să fac minunea. Și evident că, neștiind dacă au înțeles lecția, pentru că a fost și partea asta de a învăța să utilizeze și aplicația, să se miște pe acolo, le-am cerut un feedback. Cum vi se pare metoda asta? Da? Deci, încercați în momente din acestea cheie, nu cu frecvență maximă. Da. O să primească, Laura, colegii noștri care sunt aici și cei care vor veni către noi, o serie de recomandări. O parte sunt și pe Facebook, o parte se vor asocia și cu întâlnirile cu cancelariile care ne vor invita să vorbim cu ei. Ok. Dacă se poate, o foarte scurtă intervenție, știu că am depășit timpul. Acum m-am gândit la un impediment pe care eu personal îl am în școala noastră, care este o școală în mediul rural, care are copii de etnie romă și copii care provin din medii dezavantajate. Asta înseamnă că nu toți au dispozitive electronice. Iar atunci când eu vreau să le cer un feedback, cei care nu au aceste dispozitive electronice, clar, se vor simți lăsați pe din afară și excluși. Și atunci eu m-am gândit că voi prelua întrebările voastre, le voi face într-un document și le voi printa ca ei să poată să completeze
în format de hârtie. Ăsta ar fi unul din impedimentele pe care le întâlnim noi, dar există și soluția asta, ca ei să se simtă incluși și să se simtă și ei, adică să simtă că și lor le cerem părerea. Și poate dacă voi puteți avea acolo o secțiune în care să aveți formularele în format PDF, dacă nu, eu o să procedez așa, adică voi scrie eu întrebările și le scot la imprimantă. Da, mi s-a întâmplat. Mulțumesc că mi-ai spus. La un moment dat mi s-a întâmplat ca să fie unul sau doi elevi care nu aveau telefoanele la ei și atunci le-am dat telefonul meu ca să folosească pe formularul care era generat pe telefonul meu. Sunt, într-adevăr, pentru unul, doi copii se pot găsi metode cu un laptop, să spunem, dar, într-adevăr, în momentul ăsta, ideea ta este foarte bună și e foarte bine că ai spus-o. Ne apropiem de final, ne uităm un picuț care e cel mai încurajator lucru pentru dumneavoastră pentru a solicita feedback de la elevi. Trecem rapid, aici sunt lucruri în general pozitive, îmi imaginez că vor apărea, sinceritatea elevilor, mă ajută să mă dezvolt, aș putea măsura impactul produs, îmi pot modela lecțiile, răspunsurile mă vor ajuta să înțeleg mai bine, schimbări, remedieri, mă asigur că au înțeles, stima de sine, entuziasmul elevilor, da, lasă ne gândim un pic mai rar, dorința de a afla părerea lor și se poate înregistra un progres cât de mic pentru elevii cu nevoi speciale. Ok. Și aici, dacă colegii noștri intenționează să folosească, iarăși, pentru că suntem într-o comunitate de fani, mai degrabă, cineva spune că deja o folosește, din formular, din contul de director se pot face și descărcări de PDF și din contul din kit. Să nu uit să spun lucrul acesta în ultimele minute. Kitul acesta permite și descărcarea de rapoarte de tip PDF, așa că, Diana, putem vorbi despre felul în care formularele le putem scoate într-un format prietenos. Ne apropiem de final. Bogdan, nu te-am solicitat așa cum ne-ar fi plăcut. În sensul în mulțumesc. Care... E ok. Da. Dar o să mai avem sesiuni în care vom aborda și segment. De fapt, înainte de a veni tu, am discutat despre faptul că colegii noștri simt nevoia să învețe să dea și feedback elevilor și felul în care arată putem îmbunătăți relația aceasta și am promis cumva că vom da niște direcții de dezvoltare din toamnă, dar și acum a fost și Constantin Lămaca cu noi, pe niște sesiuni pe care putem să le încercăm să le facem împreună, de cum putem învăța să... Sigur, mi-ar plăcea foarte tare să putem să facem sesiunile astea și aștept cu nerăbdare să începem. Da. Ok, păi suntem aproape de final. O să... Dacă mai este ceva de pe, din ce ne întreabă colegii de pe Facebook, eu nu văd întrebările la care e important, Laura sau Doina, să menționăm la final. N-aș vrea să... Colegii ne pot scrie pe office@telescop.ro. Putem lăsa adresa asta acolo. Sunt doar câteva comentarii de mulțumiri, de felicitări și o doamnă profesor, o prietenă de-a noastră, o doamnă profesor Marlena Emică, are un comentariu în care scrie așa, poate că odată implementată aplicația în școală, profesorii vor da feedback fără teama de a fi judecați. Da, se referă probabil la felul în care arată formularele pentru profesori. Probabil că da. Acum reiau faptul că noi suntem o inițiativă independentă, suntem un grup de oameni care ne-am hotărât să intrăm în povestea asta și ne spuneau la un moment dat colegi cu care vorbeam că ne urează succes în ce vrem noi să facem. Cumva percepția cu care aș vrea să rămânem este că mi-ar plăcea ca să nu fie percepută ca o inițiativă care vine din afara școlii, ci una care vine din interiorul școlii. Adică e genul de, am vrea noi să fie
mai este o colegă care vine, să fie încercată, împrietenit cu ea și dialogat legat de felul în care poate putem să extragem din facilitățile astea pe care ne le aduce tehnologia cele mai bune soluții, pentru că nu există niște rețete perfecte pe care odată aplicate ele să dea, bătând din palme, niște rezultate. Este nevoie de răbdare, mai ales e nevoie de reluare și de un anumit tip de reziliență, mai ales când genul acesta de practică, de activitate nu este una curentă. Chiar dacă noi declarăm de multe ori că facem reluare de feedback, lucrul ăsta nu se întâmplă, poate și ar fi trebuit să se întâmple mai din timp. Așa că noi venim cumva cu un instrument care vine cumva cu forța tehnologiei, cumva digitalizează din prima, ca să spun așa, procesul ăsta, fără să treacă printr-o etapă în care să fie o zonă intermediară. Nu credem că, cel puțin percepția mea este că nu este o zonă intermediară, să zicem că, domnule, s-a început să se preia feedback acum 5 ani și acum, la jumătatea acestui proces, îmbunătățim acest proces. Procesul ăsta nu prea există și atunci cumva venim pe un teren în care este multă, poate, teamă, poate îngrijorare. Când ceva nu există ca și practică curentă sau ca și comportament, o inițiativă cum este aceasta care digitalizează real un proces și îl face rapid, aproape instantaneu și cu o privire pozitivă asupra procesului, uneori poate să fie privită cu suspiciune. De unde au venit și oamenii ăștia așa dintr-o dată să ne rezolve nouă problemă? Ok. Cu acest mesaj, că este o doamnă Ciopraga, bine ați venit! Bine v-am găsit mai târziu, așa, dar am ajuns. Noi suntem la final, să știți, tocmai încercam să închid sesiunea, dar pot să rămân eu cu dumneavoastră și putem conversa legat de... îmi pare rău că nu mai pot reține, doar dacă aveți două vorbe, ne puteți spune, nu știu dacă am vorbit la telefon. Nu, eu am preluat de la doamna Elefteriu invitația, așa am ajuns. De la ea voi prelua și informațiile. Și voi putea rămâne cu dumneavoastră, e în regulă. V-am ghicit, doamna director. E în regulă. Doina, îți mulțumim pentru găzduire. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc vouă că ați ales să fim parteneri cu voi. Mie mi se pare foarte important să luăm feedback de la copii, să luăm feedback de la colegi și să vedem ce facem cu el după aceea, pentru că de multe ori se preia acest feedback, dar se lasă așa în aer ceea ce s-a preluat. Nu e urmat de ceva concret. Și atunci sunt convinsă că acest lucru, tot ce ați prezentat voi aici, e foarte util și ajută profesorii să facă ceea ce trebuie, să vină în întâmpinarea nevoilor de învățare ale elevilor. Fac mențiunea că sprijinul vostru ca instituție guvernamentală și care are cumva în misiune să sprijine și să dea suport și să asiste cumva profesorii, în cazul ăsta eu și Laura suntem aici profesori, este și Rodica de la Suceava, colega noastră. Voi chiar vă îndepliniți misiunea, dacă pot să spun așa, pe final de emisiune. Mulțumesc! Da. Mulțumim frumos! Mulțumim colegilor, mulțumim director și profesori care au venit alături de noi. Doamna Elefteriu, dumneavoastră v-ați adus toată garnitura de directori aici. Mulțumim! Eu mă bucur foarte mult și mulțumim pe această cale. Vă dorim o seară bună și ne vedem în conversațiile directe și în întâlnirile din cancelariile noastre. Numai bine, mulțumim mult! Mulțumim, la revedere! Frumos, la revedere! Mulțumim! Mulțumim! Seară faină! Mulțumim! La revedere! Mulțumim! Voi prelua de la Crina. Da, mă iertați că nu ne-am...